Buzăului, situată la 45 de kilometri de Brașov, în est se învecinează cu munții Siriului, Tătarul Mare, 1860 metri și Tătarul Mic, 1415 metri, iar în sud-vest este străjuită de masivul Ciucaș. Populația din zonă se ocupă în principal cu agricultura, respectiv cu creșterea animalelor. În comună există și câteva pensiuni agroturistice. Bună ziua, mă numesc Ionescu Andra Miruna de la Colegiul Țara Bursei Prejmer și mă aflu la Valea Zimbrilor. Bună ziua! Rezervația noastră a luat ființă în anul 2008. Am pornit de la 5 zimbri în anul 2008, în 2009 am mai fost aduși 5, din Austria, Elveția, Italia și Franța. Momentan avem 34 de exemplare. Ei ar fost născuți aici în rezervație. Momentan rezervația noastră deține un perimetru de 10 hectare, care este un spațiu foarte, foarte puțin pentru zimbri și de aceea vom să facem o extindere încă de 80 de hectare pentru redarea în semi-libertate în pădure. A, și asta ar fi asta este problemă. O problemă care ține de mai mult timp, dar ne trebuie fonduri pentru a putea face această dezvoltare de extindere pentru a ajuta să poate să se dezvolte și... Extinderea rezervației de zimbri pe lângă beneficiile majore pentru animale va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice și sociale a zonei. Conform raportului național privind starea mediului din 2012, România se bucură de existența unei biodiversități unice la nivelul ecosistemelor și speciilor. Pentru menținerea unei biodiversități adecvate, zimbrul fiind o specie rară, România și-a propus pentru viitor repopularea munților Carpați cu zimbri în libertate, ceea ce presupune crearea unui habitat corespunzător. În publicația Gândul Info din 30.03.2016 se arată că raportul Greenpeace specifică faptul că în perioada 2013-2014 în România s-au pierdut 3 hectare de pădure pe oră. Aceste cifre sunt alarmante și în consecință considerăm că pentru viitor sunt necesare acțiuni de reîmpădurire. Acestea va putea fi realizate atât de autoritățile din domeniu, cât și prin acțiuni de voluntariat din partea ONG-urilor și a comunităților, nu în ultimul rând a elevilor. Astfel, elevii vor fi conștienți de beneficiile în timp a existenței pădurilor, a păstrării ecosistemelor și asigurării biodiversității la nivel local, național.